locuri. Fiți gata? Da! Ce jocuri faceți aici la tabăra de vară? Cam toate jocurile pe care le-am avut noi în copilărie. Îi lăsăm, uite, de exemplu, leapșa. N-ai mai auzit copiii în ultima vreme să joace leapșa și avem un traseu foarte interesant, un traseu gonflabil cu tot felul de obstacole și atunci leapșa devine ceva mai provocator decât a fost când am jucat noi pe stradă. Ăsta e unul dintre jocuri. Frunza e un alt joc pe care îl joacă. Țurca, șacul vikingilor, noi nu l-am jucat în copilărie, trebuie să recunosc, dar l-am învățat acolo, l-am învățat și eu aici. Toate jocurile care îi ajută pe ei să fie mai creativi, dar încă un lucru foarte important, reușesc să-și facă ei singuri niște jocuri cu ce găsesc la îndemână. Astăzi o să jucăm șahul vikingilor. Este un joc medieval de pe vremea vikingilor. Are peste 1500 de ani vechime. În timpul jocului, dacă îl dărâmăm cu bastoanele pe rege, am pierdut jocul. Așadar, le evităm cu orice preț. Ne pregătim de joc? Da! Am pierdut, dar nu-i problemă. Bravo, a jucat bine. Felicitări! Yeah! Ai reușit să dobori vreo piesă? Nu. Dar mai încerci, nu? Da. George, am văzut un joc tare frumos, un joc medieval. Cum de vă aveți astfel de jocuri aici la tabără? Încercăm să ne descurcăm cu ce ne oferă natura și atunci căutăm astfel de jocuri care oricând pot să fie puse în aplicare, chiar și dacă mergem undeva la munte, în magazia de lemne, imediat putem să facem rost de piese, ușor ni le confecționăm și astfel ne dezvoltăm și creativitatea și încrederea în sine. Asta și dezvoltă jocul, în primul rând, încrederea în sine, pentru că tu ești responsabil. Atunci când arunci, ratezi. Nu-i problemă. Ceilalți te încurajează sau tu te motivezi și atunci când reușești să dărâm piesa, te simți satisfăcut. Este greu să învățați asemenea coreografii? Depinde de coreografie. Eu nici nu mă pricep foarte mult la dans, deci nu pot să zic exact, dar văd că fetele se distrează și chiar și băieții când facem dans și învață destul de repede. Dansul e un sport, deci te ajută pentru corpul tău și să-ți eliberezi mintea, dar cred că dansurile astea pe care le facem, pe care le aleg copiii, le facem ca să se și distreze ei și să se simtă bine. În fiecare zi sunt alte și alte jocuri. Într-o tabără, lucru care se întâmplă este că îi responsabilizezi. Un alt lucru, socializarea, pentru că ei întâlnesc copii pe care nu i-au mai văzut până atunci și învață cum să se împrietenească foarte rapid cu ei. Învață cum să facă față anumitor comportamente pe care le au diferiți copii. Și asta îi dezvoltă destul de mult.